Luni 21 decembrie, începând cu ora 12, în sala de ședințe a Consiliului Județean Călăraș, consilierii județeni se întrunesc în ultima ședință ordinară din anul 2020. Pe ordinea de zi se află 20 de proiecte de hotărâre, la care se adaugă discuțiile purtate la diverse. La începutul ședinței, consilierii județeni călărășeni au fost colindați de membrii ansamblului folcloric Bărăganul. Primim! Hai, dacă tot ați venit!